Hai, noroc, neața tuturor, bine v-am găsit la un nou video pe Slither.io. Eu abia m-am trezit și mi-e cam somn, de asta am șapca în cap pentru că... Nu contează, astea sunt detalii pentru săraci. Ai auzit, Iulia? Bun. Și ce vreau să vă arăt aici, vreau să vă arăt un mod pentru Slither.io cu care veți putea să ageți mult mai ușor puncte și vă ajută enorm. Hai, mai întâi facem așa. Deci, așa ar trebui să intrați voi de obicei în joc. Pana mea mi-arată 3748 de FPS-uri. Ideea e că mi se cam blochează pe laptopul ăsta când mă joc efectiv. Pana mea e... Dale. Așa. Terminăm jocul, deci asta e pe... așa. Și avem aici. Select server. Selectăm ce server vrem noi, pana mea, nu știu, uite, are Germania, America, toate serverele aici, cât 746 de servere. Deci vă dați seama, majoritatea sunt americane. Bun, și aveți aici serverul, așa puteți juca și cu un prieten. Luați serverul dealului și intrați mai mulți pe același server, deci acum puteți să jucați toți pe un server, nu mai e problemă. E o șmecherie asta, dar nu spune la nimeni. Avem aici normal rendering și dăm faster rendering pentru că veți observa voi o șmecherie. Bun, vedeți cum mă mișc acum? Mi s-a schimbat și asta și aspectul. Și cea mai mare șmecherie, putem să dăm zoom, frate. Dai zoom cât vrei. Uite deci tu cât am dat zoom. Deci dai zoom și te ajută enorm de mult zoom-ul. Nu înțeleg de ce mi se blochează și am laptop destul de bunicel acasă la București, pe calculator nu mi se blochează, dar astea sunt detalii pentru săraci. Ideea e că, uite, mai e o funcție, dacă apeși F, e modul AFK și uite, deci se învârte așa în cerc fără să mori. Apăs iar F, am ieșit din modul AFK. Și e toată treaba bună. Hai să vedem de ce vă ajută pe voi modul ăsta, de ce vă ajută zoom-ul. Păi e simplu, frate, vezi la un range mult mai mare și vezi unde trebuie să mergi, unde s-a spart cineva, când vine, când te duci în fața lui. E super bun modul. E o extensie în Chrome. Vă voi lăsa și vă în descriere ăsta link-ul. Ideea e că acum când filmez îmi merge mai greu, dar pana mea, asta e. Și de asta n-am mai filmat. Sunt la Puceasa acum și îmi merge mai greu. Când filmez, când nu filmez, mă joc ok. Vedeți că arată în dreapta, îți arată FPS-urile pe care le ai pe joc. Îți arată coordonatele dacă vrei să dai coordonate cuiva să vină dacă sunteți doi prieteni pe joc. E un mod foarte interesant care te ajută mult, zic eu. Acum na. Unii o să zic, nu știu ce să zic, mie mi se pare foarte bun și cu el poți face mult mai ușor puncte. Pentru că, uite, urmărește aici, îi vezi la o distanță foarte mare. Și acum poți intra. Uite, ai văzut, s-a spart, ai văzut, în mod normal nu ai văzut asta. Dar acum ai văzut și mamă, ți-ai ferit. Ai mâncat, te-ai întors. E super șmecher modul. Pana mea, nici nu știu dacă să mai țin video pentru că nu, fără, chiar nu înțeleg de ce am drop frame-uri pe laptop. Uite, vei văzut cum i-am spart pe ăștia doi? Și acum vine șeful, el zice că vrea și el să mănânce. Dar nu-l lăsăm, pac. Ca așa, cu drop frame-uri, cum e, tot mă joc. Îl facem. Pana mea, n-am mai apucat. Da, mă... Cam asta a fost video. Pana mea, nu știu ce să mai arăt. Deci aveți aici FPS-urile, IP-ul. Bine, ăsta e link-ul pe care îl dați să jucați mai mulți pe același server.
Înțelegeți voi? Stai cum o să... Așa. Bun, fast rendering e pentru modul în care v-am dat eu și mănâncă mai puține resurse, se mișcă mult mai bine, ce te ajută. F pentru pauză în joc. Ăsta a fost video, ce zic mai mult. Cam atât cu video ăsta, dacă v-a plăcut dați și voi un like, dacă vă ajută, vă las în descriere extensia de la Chrome, dați pe ea, îi dați add și aia a fost, dați, intra din nou în browser și aia a fost. Cam atât cu video, până data viitoare, am fost Crețu, baftă!